Să vă pup, iubiții mei! Vă invit la o porție de orez cu lapte de migdale. Că mâncăm și noi cum se mănâncă. Cu scorțișoară. De ce cu lapte de migdale? Știți voi că suntem... Ca să nu ne lăudăm, nu vă spun. Îmi luai niște hârtie să mă șterg pe la gură. Cam un mesaj emoționant pentru cumnata mea și pentru o vară de-a mea care s-au supărat foarte tare pe mine astăzi. Și nu mai au răspuns. Mă sunară de la 6, neștiind, neanunțându-mă că vor să vină la spital să-și facă niște analize. O cumnată care stă la țară și vară mea la fel. Cu coane! Că s-au făcut și ăștia de la țară cu coane, nu mai prășesc, nu mai dau cu mături, au aspirator de curte. Și-a luat aspirator de la mare cu 150 de milioane, a făcut cumnată mea împrumut. Aia care a rămas în casa bătrânească și-a făcut o vilă. Da. Și-a făcut aspirator de curte. Și la 6 dimineața, telefon, pata! Nu mă trezi, fate, că eu sunt cocoană de oraș. Eu mă trezesc mai târziu. Sunt cu Veta. Venirem să... Zic, care e Veta? Alu Neamărin. Care e Neamărin? Ai fa, zice alu Neamărin, alu... De este văr primar de-al doilea. Păi ori primar, ori de-al doilea, cu socru meu, cu tăticu. Eh, bine, așa, și ce vrea? Mergem să ne facem analize. Sunteți bolnoice? Nu suntem bolnavi, dar așa le facem noi, că așa e bine, așa au zis peste tot, odată pe an să ne facem analizele. Bravo! Și ce vreți voi, după analize, sau până în analize, că ajuns să răz la 6 în ora, să veniți pe capul meu? Păi eu sunt în pat, mămică, toată lumea la mine e în pat, că așa suntem noi aici la oraș, ne trezim mai târziu. Nu puteți să veniți. Dacă veniți, ce să facem? Că eu nu mă dau jos din pat, că m-am culcat târziu. Acum să mă dau jos să le fac cafele, să le fac micul dejun. Nu mâncau ele, că... Dar după analize... Vreau să vină să stea aici până mâine, ca să ia și rezultatul. Și dacă e nevoie să-și facă și... Lasă-mă, mică, zic, nu că eu trebuie să plec. Deci, fetelor, nu vă supărați, mămică. Eu când am venit la voi acasă, sau când v-am sunat, sau când v-am cerut câte ceva, tot timpul ați spus, nu, n-am, nu pot, nu vreau. E, lasă-mă, mică. Veniți la analize, vi le făcureți, vă duceți acasă, dacă vreți, luați cameră la hotel și vă pupicesc. V-am promis-o. Hai, vă pup.